Cu toții iubim simbolurile. O imagine poate să spună atât de multe lucruri. Inimă pentru dragoste, pace pentru pace, mâini unite pentru rugăciune, trei degete pentru atenție ca mere. Există desigur și simboluri negative. O să mă opresc chiar aici, nu o să intrăm prea departe în simbolurile negative. Totuși, în toată rebunia despre simbolistică, avem și simboluri care simbolizează în același timp simboluri simbolistice negative și pozitive. Am zis de atât de multe ori simboluri încât a trebuit să virez înspre prăpastie, ori mor cu gluma, ori îmi iese. Un asemenea simbol și mister în același timp este scara imobilă a Bisericii Sfântului Mormânt. O scară a devenit un simbol religios, posibil de care n-ai auzit niciodată, care simbolizează nebunia umană. Unul dintre cele mai puternice și reprezentative simboluri ale diviziunilor și disputelor religioase din lumea creștină din ultimele sute de ani. De cel puțin 142 de ani a fost un simbol atât al unității cât și al diviziunii, ca atare simbolizează un status quo oficial care există acolo. Status quo-ul provine din limba latină și înseamnă așa cum erau lucrurile înainte, prin extensie, modul în care sunt lucrurile acum. Biserica însăși este situată în cartierul creștin din spatele zidurilor înalte ale orașului vechi din Ierusalim, este o rețea cavernoasă și veche de clădiri, toate având o vechime de peste 1600 de ani, ridicată pe ceea ce a fost în mod tradițional, locul în care Hristos a fost răstignit și unde a înviat. Scara se află la etajul 2 al Bisericii Sfântului Mormânt, numit după locul în care a fost înmormântat Hristos, cel puțin conform tradiției, ajungem și acolo imediat. Îngrijirea bisericii este împărtășită de numai puțin de 6 confesiuni, principalii custodi sunt Biserica Ortodoxă Greacă, Biserica Armeană Apostolică și Biserica Romano-Catolică, cu atribuții mai mici împărtășite de Bisericile Ortodoxe Copte, Etiopiene și Biserica Ortodoxă Siriană. Întregul edificiu este împărțit cu grijă în secțiuni, unele fiind împărtășite în mod obișnuit, adică au voie, conform legilor nescrise, toate cele 6 religii să folosească acele zone de trecere, de exemplu, în timp ce altele aparțin strict unei anumite religii. Un set de reguli nescrise complicate guvernează drepturile de tranzit, orarul, utilizarea spațiului, prezența anumitor elemente de cult ale tuturor grupurilor prin fiecare secțiune specială într-o anumită zi și mai ales în timpul sărbătorilor. Dacă intri pe site-ul Bisericii Sfântului Mormânt, vei descoperi acolo câteva recomandări cu privire la vizitare. Orice denominațiune este primită cu brațele deschise, poți să intri liniștit, însă dacă vrei să nu fii călcat în picioare, nu te du de Paște și de sărbătorile mari și încearcă să mergi dimineața când este mai puțină lume. Ajungem imediat și la călcatul în picioare. Cu toată deschiderea înspre toate denominațiunile, unele dintre secțiunile bisericii rămân în continuare aprig disputate până în prezent. Certuri. Un armistițiu incomod s-a instalat între ordinele religioase de la edictul status quo. Cu toate acestea, certurile și violența au izbucnit ocazional. Într-o dispută din 2002, un călugăr creștin copt, așa se numește biserica, nu a fost copt, deși au cam copt-o ceilalți, acesta și-a mutat ușor scaunul în spațiul ortodox etiopian. 11 persoane au fost hospitalizate după încheierea conflictului. S-au bătut ca proști, te uiți, în clip la popi cum dau cu pumni în stânga și în dreapta, plin de ură și de nervi. Mai mare rușinea. În noiembrie 2008, internetul a fost din nou inundat de videoclipuri cu astfel de dispută. O bătaie cu pumni între călugării armeni și greci. Povestea este absolut ridicolă. O mică secțiune a acoperișului bisericii este disputată între copți și etiopieni. Cel puțin un călugăr copt, la un moment dat, stă acolo așezat pe un scaun într-un anumit loc pentru a exprima această afirmație a disputei. Într-o zi fierbinte de vară însă, acesta a făcut greșeala monumentală de a-și muta scaunul atât. 20 de centimetri în spațiul ortodox. Deci a făcut acest lucru? Omul stătea în soare, se cocea sărmanul copt și s-a băgat la umbră. Acest lucru a fost interpretat evident de biserica iubitoare ca un act ostil și o încălcare a status quo-ului. Această împrejurare face imposibilă orice înțelegere cu privire la renovări sau reparații la edificiu. Ca urmare, biserica se află într-o stare de degradare. Istoric. Sfântul Mormânt își are istoria de la o structură construită pentru prima dată în secolul al IV-lea de împăratul roman Constantin. Mama sa, Sfânta Elena, din motive, a venit în Țara Sfântă în 326 după Hristos Evidentus pentru a descoperi locurile sacre ale vieții lui Hristos. Golgota și mormântul lui Hristos au fost două dintre acestea. Știu că se pronunță Hristos, dar este un nou protest cu privire la faptul că nu am tradus în limba română numele lui Hristos. E în greacă. Hristos, Paulos, Stavros, Os. Nu e română. Traduceți, oameni buni. Dispare religia și dispare cu greșeli. Uitați-mă în engleză. E Christos? Nu, e Christ. Atât.
că au tradus numele. Pe Pavel am reușit să-l traducem iarăși prost, că e Paul, nu-i Pavel, e Paulos. Matei, Marcu, Luca, pe toți am reușit să-i traducem, doar pe Crist, pe cel mai important, pe cel după care e numele religiei. Nu, lasă-l așa. Ce contează că e o greșeală la numele Mântuitorului? Parcă o să ia treaba asta în calcul. Ne întoarcem la povestea noastră în programul obișnuit. Se spune că Elena a localizat locul de înmormântare, precum și adevărata cruce pe care Hristos a fost răstignit. Constantin a ordonat apoi construirea unei biserici pe locul respectiv, înlocuind un templu păgân preexistent. Biserica a fost finalizată în jurul anului 335, iar pelerinii călătoresc la biserică încă din secolul al IV-lea. Mulțimi masive de pelerini și turiști continuă să vină și astăzi. În secolul al VII-lea, invadatorii persani au distrus cea mai mare parte a bisericii lui Constantin. Din nefericire, totuși, a reușit să fie reconstruită, după aceea deteriorată de alte două incidente cu tremure în acest caz. Califul musulman din secolul al XI-lea a distrus-o, dar biserica a reușit să fie reconstruită ulterior de cruciați în secolul al XII-lea. În ciuda reparațiilor și renovărilor frecvente, aspectul actual al bisericii datează de la începutul anilor 1800. Dar pacea nu a durat. În primele sale secole a existat pace între creștinii din Țara Sfântă. Cu toate acestea, după pauza dintre Est și Vest, prin Marea Schismă, enervarea începe să crească. Aceasta s-a umflat pe măsură ce armatele musulmane au invadat zona. În cele din urmă, Biserica Occidentală a lansat cruciadele. Aceste angajamente sângeroase au adâncit ruptura între Est și Vest, iar pacea a fost în cele din urmă restabilită și menținută sub diferiți sultani musulmani. În cele din urmă, în 1852, sultanul Abdulmecid I a emis un firman, un fel de edict, decret emis de conducătorul unui stat musulman, că Biserica Sfântului Mormânt va fi împărțită între greci, catolici și armeni. Acest firman a devenit cunoscut sub numele de status quo al locurilor sfinte în 1852, situație ulterior garantată în articolul L12 din tratatul de la Berlin din 1878, după ce Rusia a răsturnat Imperiul Otoman. Și în această perioadă avem apariția scării, numită acum scara imobilă. Unele surse spun că a fost acolo din 1757, dar nimeni nu știe cu siguranță. De fapt, nimeni nu știe nici măcar ce biserică a pus acolo scara, deși armenii sunt cel mai adesea citați. Edictul a devenit cunoscut sub numele de Acordul Status Quo, scara a devenit apoi imobilă, deoarece pentru a fi mutată, toate cele 6 grupuri bisericești ar fi trebuit să fie de acord cu acest lucru. Nu s-a convenit niciodată asupra bisericii care stă în posesia scării, iar banalul obiect a devenit un simbol al diviziunii creștinismului. Potrivit unor surse, ferestrele aparțin armenilor, dar marginea în care se sprijină scara aparține ortodoxilor greci. Era obișnuit ca armenii să pună o scară sub fereastră și să coboare pe pervazul de desubt pentru a privi ceremoniile din fața bisericii. Armenii au folosit de asemenea pervazul pentru a atrage cu frânghia mâncarea și proviziile care le-au fost aduse. Din nefericire, acest lucru i-a jignit pe greci. Însă nu au putut protesta din cauza că status quo-ul era deja stabilit cu scara de sub fereastră. Nimeni nu a mai putut să mute scara de acolo din cauza firmanului. Sub firman, toate bisericile implicate trebuiau să fie de acord înainte ca orice să se facă în Biserica Sfântului Mormânt. Nu a fost ușor. Din cauza tensiunii dintre cultele creștine, unei familii musulmane, în mod istoric, i-au fost încredințate cheile de la intrarea în Biserica Sfântului Mormânt, în Biserica creștină. Cheile sunt transmise în continuare din generație în generație. În semn de neutralitate, în fiecare dimineață un membru al familiei deschide ușile bisericii pentru ca toate cultele să intre. Nevoia un acord de plin se extinde la reparații. În 1927 un alt cutremur a afectat templul și altarul împodobit care înconjoară mormântul lui Hristos. Guvernul britanic, care controla ceea ce atunci era cunoscut sub numele de Palestina, a construit o cușcă de fier în jurul său pentru a preveni prăbușirea structurii. Totuși aceasta a fost doar o soluție temporară. Cu toate acestea, nimic nu s-a schimbat și la începutul acestui secol, deteriorarea era clară. În cele din urmă, poliția israeliană a închis biserica și a baricadat-o pe 17 februarie 2015, temându-se că totul se va prăbuși. Noua cooperare. Acest lucru și această primejdie de prăbușirea bisericii și a sursei de venit a forțat cele 6 biserici să-și modifice status quo. Un acord din 22 martie 2016 i-a făcut pe cei 3 parteneri principali să fie de acord să contribuie la costul reparațiilor de 3 milioane de euro. În termen de un an, lucrarea a fost finalizată și concluzionată cu o ceremonie ecumenică pe 22 martie 2017. Ceremonia ecumenică este cea la care participă prelați, reprezentanți ai mai multor biserici, ca și cum ar fi toți una, dar sunt despărțiți. La fel cum papa este cel mai egal dintre egali. Egal cu restul cardinalilor, dar este mai egal decât restul. Totul a mers atât de bine încât cele 3 biserici au încheiat un alt acord în 2019 pentru repararea trotuarelor de sub biserică, acestea ruginind de la scurgerea apei de ploaie. Dar
Prin toate acestea, scara imobilă a rămas, cu excepția celor cel puțin 3 ocazii în care a fost mutată. În 1981, cineva a furat scara și aceasta a dispărut pentru scurt timp. Poliția locală a găsit repede scara și a readus-o la locul potrivit, dar făptașii nu au fost niciodată descoperiți. Scara a fost mutată și în 1997, cel mai probabil a fost luată de un turist răutăcios și ascuns în spatele unui altar. Pe măsură ce tensiunea a crescut între biserici, în special între bisericile greci ortodoxe și apostolice armene, scara a fost în cele din urmă readusă la poziția inițială câteva săptămâni mai târziu. Imobilitatea scării este cu siguranță mai mult simbolică decât reală, deoarece a fost mutată din motive de mentenanță de mai multe ori în trecut. De exemplu, în 2009 a fost mutată de la fereastra din dreapta la cea din stânga. Potrivit unei surse, s-a crezut că acest lucru a fost făcut pentru a permite curățarea zonei. O altă sursă însă susține că scara a fost mutată astfel încât schela necesară pentru a finaliza renovările care se fac la clopotniță să poată fi îndepărtată. Cu toate acestea, fotografii datând din secolul al XIX-lea o arată în mare parte, grosso modo, în același loc. Deci, scara respectivă rămâne atât un simbol al dezbinării, cât și acum, cu renovările, un simbol al unității potențiale. Dezvoltarea construcțiilor se face împreună și există cooperare cu guvernul israelian, iar după cum au declarat cei trei lideri ai bisericilor greacă, romano-catolică și armeană, atunci când au anunțat lucrările actuale de pavaj, acest proiect vine imediat după rezultatul pozitiv al proiectului de restaurare a mormântului sfânt. Acest moment marchează și confirmă angajamentul continuu al comunităților față de întreținerea și reabilitarea acestui loc sfânt, care în tăcerea și sterilitatea sa proclamă în mod elocvent însăși esența credinței noastre. Este un început și o schimbare a status quo-ului, totuși în continuare scara rămâne ca și un martor silențios. În ciuda acestui avans, e posibil scara să nu fie mutată de acolo niciodată, conform unui edict dat de Papa Paul al VII-lea, care a spus că atâta vreme cât Biserica Ortodoxă și Romană Catolică continuă schisma din 1054, ruperea celor două biserici, această scară nu va fi mutată. Papa Paul al VI-lea a domnit între 1960 și 1970. El a emis o cerere papală ca scara să nu fie mutată până când Biserica Ortodoxă și Catolică se reunesc. În concluzie, nu știm exact cine a pus acolo scara, cum a ajuns acolo, în urma cărei lucrări de renovări a fost prinsă scara fix în mijlocul firmanului, alegi noi prin care n-aveai voie să muți nimic, dacă nu se înțeleg toate cele 6 biserici, așa că scara o să rămână acolo pentru o vreme. Scările au o istorie lungă. S-ar putea să nu știm cine a inventat scările, cel mai probabil acum 10.000 de ani, în perioada mezolitică, a fost folosită un fel de scară, știm acest lucru datorită picturilor rupestre, datând din această perioadă, găsită în peșterile Păianjen din Valencia, Spania. Această reprezentare străveche a unei scări arată două persoane care folosesc o scară lungă și flexibilă, scară din iarbă, pentru a ajunge la un cuib de albine. Modesta scară a apărut și în Biblie, ca partea visului lui Iacob. Scara lui Iacob prezentă în capitolul 28 din Geneza, ajunge până la cer, permițând îngerilor să acceseze pământul și apoi să se îndrepte înapoi spre cer. Majoritatea oamenilor consideră scara lui Iacob un simbol al legăturii divine între Dumnezeu și pământ, mai degrabă decât o scară reală. Chiar și în continuare, povestea evidențiază modul în care scările ne pot ajuta să ajungem la ceea ce nu ar fi de obicei la îndemâna noastră. Există desigur stiluri diferite pentru scări, pe lângă multele dimensiuni, avem o scară largă de stiluri diferite. Acestea includ scări de mansardă, scări pentru bradul de Crăciun, scări secționale și scări pentru pisici. Diferențele de design le fac mai potrivite sarcinilor specifice, de exemplu scările pentru acoperiș au o secțiune superioară agățată pentru acces sigur la acoperiș, în timp ce scările pentru bradul de Crăciun se pliază pentru a fi utilizate în centrul unei camere. Iar inventarea scării e posibil să fie atribuită cel mai recent lui John H. Belsey din Ohio, care aduce la viață o variantă modernă a scării tradiționale, cea cu trepte. Acest maestru tâmplar a inventat-o în 1862, iar modelul său original avea balamale, permițându-le utilizatorilor să plieze și să împacheteze scara pentru o ușurință de depozitare și transport. Dovedind că cele mai simple invenții sunt de asemenea cele mai eficiente, o reclamă din ziarul Daily Dayton Journal de pe vremea aceea promovează treptele îmbunătățite ale lui Balsley, la fel de puternice, dar ușoare precum și mai scurte decât o scară obișnuită pentru o varietate de utilizări casnice. Scările sunt de asemenea periculoase. Accidentele folosind scara sunt mai frecvente decât ai crede. Se estimează că anual aproximativ 500.000 de oameni din lume ajung la spital sau urmează un tratament din cauza unei răniri care a implicat o scară și se estimează că până la 5.000 de oameni anual mor
din cauza unei scări. Bine, nu din cauza scării, din cauza lor, că s-au urcat pe o scară care stătea pe o scândură, care stătea pe o scară. În plus, estimările indică faptul că anual costul rănilor realizate din cauza scărilor în Statele Unite ale Americii este de până la 24 de miliarde de dolari. Aceasta include facturile medicale și legale, pierderea muncii, costurile de răspundere și costurile de durere și suferință. Iar la final, cea mai lungă scară care a existat vreodată este înregistrată de Cartea Guinness a Recordurilor Mondiale și o recunoaște pe Thomas Hüller de la un muzeu din Austria cu realizarea cele mai lungi scări din lume. Este o scară de lemn, finalizată în aprilie 2005, cu 120 de trepte și o înălțime de 41 de metri. Sincer, mă așteptam să fie mai mare, cea mai mare scară din lume. Scara de la Biserica Mormântului din Ierusalim continuă să reprezinte diviziunea religioasă, cu siguranță în momentul în care va dispărea, fie că va fi atât de degradată de elemente, fie că va fi în final furată și nereturnată de nimeni, va deveni o zi de sărbătoare sau o zi de liniștire a tensiunilor, totuși ar fi plăcut ca șase, că sunt doar șase, nu sunt 2000, sunt doar șase biserici să poată să înțeleagă cu privire la o scară. Acum că o lasă așa, pentru că a devenit atracție turistică, scara de nemișcat din Ierusalim, cine poate să spună? Eu pot să spun, eu cred că a lăsat-o așa că e atracție turistică. Eu aș vrea să merg să o văd. Să fac un clip, uite, acolo e scara. Acolo e scara, e mobil. Cât de tare era dacă puteam să filmez clipul ăsta de lângă scară. Da, le mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, celor care YouTube Premium și celor care aruncă scara pe geam, dacă nu văd o reclamă. Eu sunt Alex Cosma, aș fi data viitoare, atenție, cadă.